5 zile de distracție, Beach Please, festivalul din Costinești a ajuns la final. Rapperul american Wiz Khalifa, care a urcat pe scenă în weekend, a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru deținere de droguri. Astăzi, pe Cod Roșu, sute de tineri au așteptat în soare, în gara din Costinești, venirea trenurilor care să-i ducă spre casă. În gara din Costinești, mii de tineri așteptau sub soarele arzător trenul care să îi ducă acasă. Peronul vechi și nemodernizat nu este prevăzut cu spații unde călătorii ar putea să se ascundă de soare. Mai puteți? Mulți erau aproape epuizați de așteptarea în căldura infernală. E foarte cald, nu se mai poate așa ceva, așteptăm de foarte mult timp. Am renunțat la tricou, momentan este foarte cald aici. Unde trebuie să ajungi? În Baia Mare, undeva la 20 de ore. O, foarte aglomerat, trenurile au puține vagoane, cine ajunge pe loc, ăla stă, nu e cu loc rezervat sau așa. Aseară, în ultima zi a festivalului, a mai avut loc un moment controversat. Andrew Tate, judecat pentru trafic de persoane și viol de autoritățile române, a fost aplaudat după ce rapperul american French Montana l-a invitat pe scenă. Sunt conștient că unele dintre mesajele care sunt transmise pe scena asta din spatele meu sunt, după părerea mea, greșite. Ce se întâmplă pe scenă este un act artistic, asupra căruia eu n-am niciun control. Eu ce pot să fac este să fac o campanie în care să vă descurajez pe voi să faceți treaba asta. Între timp, procurorii DIICOT i-au făcut dosar penal americanului Wiz Khalifa, care sâmbătă seară a consumat marihuana pe scenă în timpul concertului de la Costinești. Într-o postare pe o rețea de socializare, artistul și-a cerut scuze pentru gestul său. Cele 5 zile de distracție s-au încheiat cu recitalul lui Travis Scott. Rapperul american a făcut spectacol pe scenă. Tinerii veniți la festival au rămas fără cuvinte. Foarte mișto, top! Rezistăm, ce să facem pentru banii ăștia! Câțiva și-au făcut tatuaje temporare ca să păstreze cât mai mult amintirea celor 5 nopți de distracție. L-am ales așa că mă place cum arată foarte mult. Reprezintă stilul nostru de viață acum, modern. Peste 120.000 de oameni au ajuns la festival doar azi noapte.